Bună ziua și bine ați venit la episodul numărul 33, o cifră multiplă de 11, 33, din Smart Talk. Tocmai a trecut Survivor Series, am avut o UFC 154 care a fost fenomenal. Monday Night Raw, SmackDown, Impact, știri, subiectul săptămânii, răspunsurile lunii le lăsăm pentru sâmbăta viitoare, pentru că prea pică întâi sâmbătă. Așa că hai să începem cu Survivor Series. Eu sunt Mihai Banc, în primul rând, arătul de Daniel Miu Kirov și Lucian Albu Killer. Ce faceți, băieți? Survivor Series? V-a plăcut? Nu v-a plăcut? Am supraviețuit săptămâna asta, cu greu. Așa de rău? Da. Ok, hai să începem cu Survivor Series. Minunatul pay-per-view. Dani, tu ai spus o chestie foarte frumoasă despre Survivor Series înainte să începem. Dacă vrei să o repeti și live. Care? Că nu mai știu. Doamnelor și domnilor, Daniel Miu și puterea lui de concentrare. A uitat în 5 minute. E vorba de bilete. Da, pe biletele se pare că s-au vândut doar 5.000 pe bani, iar restul cu o zi, două înainte de pay-per-view, WWE a trebuit să dea gratis biletele fanilor care mai treceau pe la arena sau veneau la arena, numai ca să umple sala. Deci cam asta e puterea de cumpărare când vine vorba de WWE în Indianapolis și pay-per-view-ul lui Survivor Series. Știi de ce mi-a adus aminte asta și o chestie foarte tristă? WCW în perioada lui de moarte, când sălile erau goale, când nu puteau să umple sălile la Monday Night Nitro și la pay-per-view-urile lor. Partea aia de final, când erau pe moarte și nu mai umpleau sălile și... Mă, nene, emisiunea încă mai avea ratinguri OK TV, dar Ted Turner s-a văzut în postura în care să vândă WCW și nu o să-l vândă oricui direct competiției. Deci a fost ceva de genul, mă spăl pe mâini, ai câștigat, fuck off, lasă-mă în pace, am ieșit din chestia asta. Și Ted Turner era mare fan WCW. Da, dar aici pur și simplu cred că au ales foarte prost orașul în care se ține Survivor Series, pentru că... Nu prea... Nu știu, poate perioada asta n-a fost prea ok. Nu știu, eu sper că vor fi supărați ca așa anul trecut, cum au făcut cu Miz și cu Artruth. N-au avut băritul mic și se supără acum pe Ryberg și să nu-i mai dea push-ul. Păi nu, că o să dea lui... O să sper pe CM Punk. Probabil. Da, adică probabil. Bine, nu o să dea pe CM Punk, că prea a semnat, pare și un contract mult mai bun acum, deci nu o să dea chestia asta și nici. Nu, dar eu vreau să zic, da, este un prim eveniment de genul ăsta în WWE și probabil nu o să se mai întâmple o perioadă. Da. Nu mai fost. Nu în halul ăsta. Ideea este, avem un precedent și avem un precedent la un eveniment mare. Că e una să zici că nu a venit lumea la Raw, e alta să zici că n-a venit lumea la Survivor Series, unul din pay-per-view-urile tale mari, mai ales unul de toamnă destul de mare. Deci avem un precedent destul de nasol pentru WWE și rămâne de văzut cum o să se adapteze, dacă această știre îi va influența pe viitor. Sper să influențeze în sensul pozitiv. Nu am mari speranțe în chestia asta. Bun, hai să intrăm totuși în show-ul în sine. Începem cu ce vrei să începem cu pre-show-ul. Pre-show-ul. Heath Slater, Jinder Mahal, Zack Ryder vs Santino Marella. Vă rog, și trecem mai departe, asta era ideea. Da, adică am trecut mai departe. L-am văzut, aș fi vrut să stau live, o să discut asta un pic mai pe final, de ce n-am stat live. Și într-un fel e un lucru foarte bun că n-am stat live. Pentru ei, că aș fi decimat pe pay-per-view. Bun. Cum am zis, un pre-show total nememorabil, nu știu, poate mă gândesc la ce a zis un fan de-al nostru mai demult, că pre-show ar fi o ocazie foarte bună să pună meciul din NXT sau genul ăsta unde să-și apere Seth Rollins centura, doar pentru a putea să-i dea ceva notorietate și NXT-ului și lui Seth Rollins și pe un pic de valoare acelei centuri. Doar pura mea părere. După aia primim unul din meciurile care n-a fost pe card. Random matches random. Brodus Clay, Justin Gabriel, Tyson Kidd, Rey Mysterio vs Sin Cara, Darren Young, Titus O'Neil, nu, și Sin Cara, împotriva lui Darren Young, Titus O'Neil, Rey Mysterio. What? Eu mă descurc, eu citesc în momentul ăsta ceva, că îți dai seama, nu știu meciul pe de rost. Brodus Clay, Gabriel, Tyson Kidd, Sin Cara și Mysterio cu
Tyson? Primul Epico, Primetime Players și Tensai. Așa, primul și Epico. La mine Rey Mysterio și Zicara sunt trecuți în locul lui primul Epico. Și mă uitam frumos pe textul care era Mihai, dar unde te uiți? Pentru că noi avem rezultatele puse pe site. Da, exact asta și credeam. Meciul ăsta a fost, mă rog, i-au încercat să ne surprindă și să... al doilea meci Survivor Series de pe card. A fost un meci cu niște wrestlere care chiar nu ne interesează, Brodus Clay. Pe mine mă amuză, pe mine mă amuză chestia asta, discuția care am avut-o timp de săptămână. Uite că treptat, treptat divizia de echipe crește. Și după aia am avut săptămâna asta în care s-a dus totul pe apa sâmbetei. Da. Iar cel puțin Brodus Clay n-are nicio treabă, nu știm ce se întâmplă cu el, probabil și-a dat și seama în sfârșit că acest gimmick a mers pentru o săptămână și apoi nu mai. Tyson Kidd și Justin Gabriel aici a fost interesant pentru că ei practic trebuia să lupte în pre-show, dar au fost scoși și apoi înlocuiți cu Team Cobra. Noi am scris prima oară pe site că există acest zvon. Apoi ei au înlocuit cu Team Cobra, iar apoi ei au înlocuit... Și apoi au băgat în pay-per-view. Într-un fel poți să zici, e bine. Că da. au intrat în pay-per-view, lasă că e bine. Da! Dar până la urmă și pre-show ăla face parte din pay-per-view. Pre-show ăla ar trebui să fie ceva, ceva dat fanilor din WWE. Este sincer, pre-show ăla este un pic mai important decât primul meci de pe pay-per-view, din punctul meu de vedere. Pre-show-ul, după mine, ar trebui să fie un meci cum erau la Cruiserweights. Un meci în care prinde acțiune în care să te încălzească înainte de pay-per-view. Da, ceva de genul. Plus, ar fi ocazie perfectă să dea timp de meci, timp de interviu, să poată să promoveze pe cineva sau o echipă. În loc să promoveze divizia la echipe cu Justin Gabriel, Tyson Kidd, de exemplu, sau Rey Mysterio, Sin Cara, deci o echipă, ce au făcut? Au mers pe Heath Slater, Jinder Mahal, care, doamne, îți vine să-ți crești din dinți când îi vezi. Și echipa Cobra, Zack Cobra, sau cum ai știe, nu mă interesează cum se numesc, please. Team Cobra, whatever. Cobra. Te dăm afară, deci te dăm afară. Sunteți prost informați. Dar nu vreau să dau informații. Nu mai e Team Cobra, mă. E Cobra. Nu vreau să știu. Nu. Mergem mai departe. Ideea este, n-am înțeles această schimbare, n-am înțeles, chiar e mai bine să fii în pay-per-view decât la pre-show. Poate, eu nu cred. Poftim? Câți oameni se uită în pre-show? Nu știu. Chiar nu știu aceasta. 100.000, 200.000, something like that. În jur de buy rate-ul pay-per-view-ului. Da, e gratis. Poate chiar mai mult. Eu nu mă plâng de asta, pentru că Tyson Kidd a eliminat doi oameni în meciul din pay-per-view și m-am bucurat. Da, ok, bine, dar la meciul din pay-per-view, meciul de schimb, spre deosebire din meciul de pre-show, unde aveau timp să vorbească, să ia interviuri și dacă nu mă înșel asta și-l făcut, în pay-per-view n-au făcut nimic. Oh, uite, un random Survivor Series match între oameni care n-au nicio legătură între ei ca echipă, dar o să le punem oponenții fix ăia cu care nu prea se înțeleg. Uite două echipe așa, impromptu, și hai să facem un match. Nu așa se face un match, nu așa încep show-ul. Și dacă vrei să ai un starter match, ar trebui să ai ceva interes, să prinzi. Pui astea filere mai pe la mijloc, mai când omul vrea să ducă la baie, mai când vrea să ia o pauză. Dar când încep un show, îl încep mare, îl încep să prinzi omul, să se uite. Da, din punctul ăsta de vedere a fost făcut prost de tot cazul. Au băgat toate meciurile importante la final. Apropo, da, ne bucurăm iarăși că... Vreau să zic, ne bucurăm iarăși că Killer are microfonul de... Eu îmi pare rău... Celor care ascultă, eu ascund asta cât de bine pot, l-a editat, dar... Killer are foarte mult șir pe acasă. Bun, hai să... Hai să vorbim și despre meci un pic, deși nu prea avem ce. A fost un sport destul de bun, așa mi s-a părut. Da, după ce a ieșit fost... Brodus Clay și nu prea mai intrat Tensai în ring. Păi nu, dar a fost un mega botch între Brodus Clay și Tensai când a încercat mașul să-l arunce Brodus Clay pe Tensai și a căzut foarte prost. Și în rest am fost surprins că au rămas la final patru oameni până la urmă. Kidd, Gabriel, Sin Cara și Rey Mysterio. Dar în rest... Nu, asta îmi arată exact același lucru. Starter match-ul la ei a fost...
avem copii, hai să-i facem fericiți și băieții buni să câștige. Îl scoatem pe Brodus Clay, scoatem monstru ca să creeze tensiune, oh my god, nu-l am pe omul mare, dar după aia o să iasă victorioși. Deci, na, e match slab din punctul meu de vedere. Dacă vrei, în ring a fost ceva acțiune, dar nu foarte multă. Și na, cum ai spus și Killer mai devreme, booking prost. Și dacă tot vorbim de booking prost, ce-a urmat? E momentul meu, da. Este momentul tău. Killer, da. Divizia standardă, da? Eva a învins-o pe Caitlyn într-un match pentru centura nivelor. Trece mai departe. Evident. Aia mă, că a fost un finish mai ciudățel în prim... după ei. De ce? Dar a mai fost ăla clean. De ce? Da, de obicei ne dau la Dive cel puțin un finish clean, fără nimic. Aici mai a fost că înainte Eve Torres, nu mai primit că nu te bine s-a întâmplat. Dar da. Poftim? Te-ai uitat la meci? Ultima parte. Skip. Opa, asta a terminat meciul, skip înapoi. Da, am văzut pin, am dat puțin înapoi câteva secunde și gata. Nu, ideea este, nici n-ai ce să vezi între cele două femei. Și da, departe, e și marea problemă că nu avem interes. Deci nu avem interes. Au avut un storyline de 2 bani unei wrestlerițe care nu poate să facă cine știe ce în ring, Caitlyn. Cu toții suntem, nu știu, poate scârbiți de ce s-a întâmplat cu Beth Phoenix, de ce se întâmplă cu Natalia, fetele care chiar poate să facă ceva în ring. Și na, divizia feminină e în ruine. Trecem mai departe. R-Truth vs. Antonio Cesaro. Cesaro câștigă. Da, meci asemănător cu toate ale lui Cesaro. Da, este un meci bun și ceea ce... Stau să mă întreb dacă stilul lui nu va deveni plictisitor la un moment dat, dacă continuă cu astfel de feud-uri și astfel de meciuri. Pentru că dacă nu... Vreau să-l văd și pe Cesaro în punctul celălalt, când se chine să câștigă un meci și îl reușește să iasă victorios. Deci vreau să-l văd că este un luptător. Nu doar unul care, da, eu domin și câștig. Și nici nu vreau să văd cum a, meciul de genul cum a fost la SmackDown, unde a avut același meci cu R-Truth, a dominat tot meciul și după aia și-a luat un pin foarte rapid. Nu vreau să văd asta, vreau să văd meciul, un meci real, vorba vine. Un meci cu back and forth action. Mai merge unul, mai merge altul. Eu nu chiar vreau un feud, și un feud pentru el. Pentru că mizerile cu R-Truth... Oh, yeah. Sau alte lucruri. Scuze. Deci mizerile cu R-Truth, nu. Nu, astea nu sunt storyline-uri pentru centura US. Astea sunt d-alea. Le face cineva foarte inapt. Ceva. Mi-a închipuit pe Stephanie McMahon acasă. Ce faci, fetița mea? Uite ce drăguță e fetița mea de 4 ani. Vrei să faci un storyline? Antonio Cesaro vs. R-Truth. Și uite așa. Bun, promo-ul lui AJ Lee, că de asta avem pay-per-view-uri, să avem promo-uri de la AJ Lee. Ideea de a ține un promo. Peste momentul ăla, eu. Deci ideea de a ține un promo în timpul unui pay-per-view nu sunt de acord. Merge, practic, dar nu așa. De, nu în ring, merg interviuri, da, backstage înainte de... Da, interviuri backstage și nu, nu să vezi promo pentru un astfel de feud în... Că chiar nu te interesează cel puțin. Și lăsând la o parte, vezi un promo pentru un feud care n-are match la pay-per-view. Da, când perioada, timpul ăsta puteai să-i dai omului să vadă un match de banii aia. Iar apoi fazele, poze, acele poze cu JR, cu Ricardo Rodriguez, yeah, Vicky Guerrero, mi se par penibile, sunt... Ce mai urmează acum? Să zică că Vicky sau AJ însărcinată. Doamne ferește, oricum ideea este că și AJ a fost atacată de Tamina. Da, și a aparent... spus singurul lucru interesant. Ia. Da, asta, asta trebuie să recunoaștem, este o chestie care n-am mai văzut-o de mult. Un enforcer femeie. Doamna Vicky Guerrero și-a tras bodyguard. Și n-am avut, cred că de mult, dacă am avut vreodată un enforcer femeie. Te așteptai la Beth Phoenix, dar... Merge și Tamina, nu e o persoană mică, da. Mai ales pe lângă AJ. Asta este o chestie măcar nouă. Paul Heyman în backstage cu Josh Matthews. Ce mic interviu. Dar ăsta e genul de promo pe care îl putem accepta la un pay-per-view.
Da, sunt chestii backstage care promovează meciul și nu ocupă timp în ring. Sunt chestii făcute ca să le dea celor din ring, celor din arenă, ocazia să mai verifice ringul, să vadă că totul este în regulă, să mai strângă chestii, să nu se trezească că explodează ringul, să curețe ringul. Odată și de mult îl curățau de sânge, da? Alte vremuri. World Heavyweight Championship match, Sheamus vs. Big Show. Doamne, când m-a enervat finalul. Ai, nici nu știu de unde să încep. A fost... știu senzația. A fost un match mediocru, pot spune. Adică a fost în genul celui de la... de sezona de pay-per-view-ul lui. De la pay-per-view-ul trecut. Aha. Dar în rest n-a fost nimic nou decât finalul. Parcă n-au mai fost atât de multe near pinfall-uri și asta a stricat, pentru că match-ul de la celălalt pay-per-view a fost bun tocmai din cauza asta, pentru că au fost multe near fall-uri. Iar finalul cu trei arbitri, unul pe jos, unul avea grijă de celălalt, iar celălalt a făcut pinul. A fost foarte tras de păr, a apărut iară că arbitrii nu iau decizii bune, deși parcă trecusem de chestia asta. Și dacă până la urmă nu ne ajută cu nimic, adică... Unde merg cu storyline-ul? Unde merg? A, bine, că... am văzut unde au mers, adică și pe mine m-am gândit ce legătură au chestia asta cu arbitrii. Și după a venit partea cu scaunul, care m-a dezgustat complet. Era ceva de genul la fiecare chair shot. TLC, nu o să fie chairs match, TLC. Surpriză! La TLC o să avem un chairs match între Sheamus și Big Show. Vai, WWE, ce subtil sunteți! Dar nu m-am prins! M-ați luat așa pe nepregătit de masă. Da! Tirariel, naibii. Adică, efectiv, am vaga senzație că ei fac storyline-uri pentru oameni retardați. Oameni care poartă pălării de protecție când merg pe stradă în caz că... The Big Show și Sheamus chairs match! Genul ăsta de om. Nu-mi vine să cred cât de penibil, de previzibil și de annoying pot fi. Am văzut scaunul ăla, m-a dezgustat complet. Come on, suntem în mijlocul la Survivor Series și deja îmi zici pe față că o să am un chairs match peste o lună? Măcar... Poftim? Killer, zi și tu ceva despre acest ăsta. Serios, am n-am înțeles. Ce să zic cu am o înțeles. Mizerie de la cel bun. Ai zis destule, gata. Trecem la cel de-al doilea și practic meciul de Survivor Series care a meritat. Da. Asta e cel mai bun meci al serii? Nu. Da. Nu zic, eu zic că Triple Threat a fost foarte reușit. Și din cauza că a avut și un semi-storyline... Triple Threat a fost comun datorită finalului. Vă puteți duce la voi, între voi. Echipa Ziggler vs. echipa Foley. Eu am doar câteva lucruri de zis aici. M-a deranjat faptul că, deși era domne team captain, da. Foley n-a făcut mare lucru să vă arate că e capitan. A fost mai degrabă pus doar acolo și aș fi vrut ca WWE să insiste mai mult pe poziția că, ok, el e capitan acolo, el trebuie să mai... ține sub control oamenii, să vorbească cu ei, să zică care intră acum și chestiile astea. Nu s-a făcut nimic din toate astea. Am înțeles că au zis că nu se înțeleg, că nimeni nu respectă pe Foley, mă rog, nici oricum, da, whatever. Iar apoi, mi-a plăcut faptul că Ziggler a făcut pinul și a câștigat, dar în același timp nu înțeleg de ce Daniel Bryan să piardă mai mereu prin submission. Pentru că iară s-a întâmplat asta. Și cam atât. Acum am studiat mai departe cu Ziggler. Chiar îmi place modul în care îi se face build-up pentru mai târziu centru. Da. Ce mi-a plăcut mie aici, unul dintre puținele lucruri care m-au deranjat e că a ieșit Damien Sandow primul și abia a avut timp omul să stea în ring. Putea să iasă Utanga. Adevărat. Putea să iasă și copii imediat la început, bine, ele din cealaltă echipă, dar l-a ținut și pe copii prea mult. Erau alții și l-au fost pe Sandow, un om pe care vreau să-l văd mai mult în meciul ăsta. Da, nu știu, că am fac senzația că parcă WWE nu vede în Sandow ce vedem noi.
Ce am eu despre zis despre meci? Da, a fost un meci foarte bun, unul din cele mai bune meciuri de pe card. Problema care a avut-o, lipsa de storyline completă. Deci a fost random. Ziggler are storyline-ul cu... cum îl cheamă? Cu John Cena. Da, acolo. Acum și era în meciul ăsta. Efectiv, a dăunat faptul că nu a avut storyline. În rest, cum a zis și voi, un meci destul de bun. Lipsa lui Sandow m-a afectat. Cum Daniel Bryan a pierdut iarăși, a fost o chestie foarte nasoală de care eu mă plâng de săptămâni. În sfârșit s-a prins și Dani. Până am adătut de iurea. Da. O spui tu. Și iarăși victoria lui Ziggler este un lucru foarte bun și mi-a plăcut că i-a dat victoria lui Ziggler, trebuie să recunosc, m-a cam speriat ideea când Orton a făcut pinul, mi-era frică să nu facă o chestie, hai pentru fani, Orton să câștige. Deci victoria lui Ziggler asigură o creștere a acestuia și lăsăm la o parte că și la SmackDown a mai obținut o victorie împotriva lui Orton. Deci da, Ziggler crește. Ne pregătesc storyline-ul. Ziggler câștigă la TLC centura, iar apoi o combine după el. Da. Bun. Main event, dacă nu mă înșel, sau mai abie vreun filler match. Nu. Nu mai găsit asta. Triple threat match, John Cena, Ryback, CM Punk. Considerând că doi dintre oamenii din ring nu sunt cei mai abili, ce match bun! Deci ce match bun, a avut un ritm foarte, nu știu, grăbit, dar n-am simțit că este grăbită. A fost totdeauna foarte multă acțiune între Cena, între Ryback, Punk, Ryback, Punk, Cena, schimb complet de oameni. A fost o chestie care pe mine m-a amuzat complet și am cam buvnit în râs când a făcut Cena un belly-to-belly side suplex pe Ryback. Și efectiv l-a luat în față și l-a pus într-o laterală și zice Michael Cole: oh, super belly to belly suplex. Da, nu mai spune. Dacă ăla este un super belly to belly, atunci Kurt Angle când îi arunca peste cap, ce zice? Ce sunt? Damn, pisicii mătii să-l pui over pe Cena. Dar, iarăși, give the devil his due, toți au lucrat foarte bine în match și a ieșit un match foarte bun. Pe asta pentru că a fost făcut booking-ul corect și cum trebuie pentru match-ul ăsta. A, da, și vreau să zic că eu mă refer la match, nu mă refer la final. Da. Deci finalul cu tot o altă poveste. Hai să vorbim mai întâi de meci. De adevăr, a fost un meci cu destulă multă destul acțiune. Da. Chiar trebuie să vorbești mereu, Mihai? Și în același timp mi-a plăcut că am avut practic două mici conflicte și anume era CM Punk versus toată lumea. Și apoi era ușor John Cena vs Ryback și ăsta te făcea să vrei să vezi ce se întâmplă, pentru că cei doi nu s-au mai întâlnit până atunci și, mă rog, cum au zis comentatorii, nu s-au mai atins. Eu. Ceea ce a fost foarte ciudat să zici asta. Am flashback-uri cu Bobby Lashley și Vince McMahon. You will not touch me. Sau lay a hand on me, ceva de genul a zis. Da. Oh God, ziceam, what did Vince McMahon do to you backstage? E băgat de bițelul. Da, și cam... În ureche. Da, cam atât. Nu prea ai foarte multe de despre meci până să intre cei trei. Hai să vorbim direct despre final. Hai să intrăm și în final, că panzii am loadat match-ul destul. Păi, l-aș loada prea mult, mult mai mult decât merita. Mie nu mi s-a părut. Deci, iarăși, nu mi s-a părut. Zici asta și poate aș fi de acord cu tine. Eu zic că l-am loadat foarte mult, mai ales considerând doar Ryback și Cena. Da, păi, asta e, că match-ul a depășit așteptările, da. Să spui că a fost cel mai bun al serii, mi se pare un pic exagerat. E trist, din cauza că a avut un storyline. Da, a avut un storyline, dar rămâne același Ryback care nu știe să facă nimic din ring, rămâne același Cena mediocru. Da. Oricum, peste tradiționalul Survivor Series. Bine, oricum, am avut două meciuri bune, în main event. Foarte greu să zic care a fost cel mai bun meci. Bun. Nu mi-a plăcut niciunul. Hai să zic. La final au apărut Seth Rollins, Dean Ambrose și Roman Reigns. În sfârșit, Seth Rollins și Ambrose. În sfârșit vine Ambrose, Seth Rollins mai că treacă meargă, dar Dean Ambrose care debutează de dinainte de WrestleMania.
așa până să găsească cum să debuteze. Da, o să fie foarte, interesant pentru că ei au specificat inclusiv la nu, chiar la pay-per-view, au specificat că ei sunt din NXT. Au specificat că ei sunt rookies în NXT. Și o să vedem dacă ăsta a fost doar un cuvânt spus aiurea sau chiar a fost un hint, pentru că... Păi n-a fost un cuvânt spus aiurea, pentru că puteau să spună cine sunt oamenii ăștia care au apărut. Da, da, exact. Puteau să spună doar după nume, nu să spună de unde sunt. Și dacă au specificat și NXT, mă aștept poate să avem un... să ne ducă către un storyline mai interesant și poate chiar inclusiv să se facă la un moment dat, nu știu, NXT vs. câțiva wrestler, dar a mai fost așa un nou invazie, a mai fost așa zisa invazie de un miliard de ori. O avem una în TNA în momentul ăsta. Chiar trebuie să facă una cam în fiecare an. Smiles, if it ain't broke, don't fix it. Da, nu știu dacă este pe invazie sau nu știu dacă până la urmă nu va fi fix stable-ul lui CM Punk. Sau lui Heyman. Mai degrabă lui Heyman. Deci, cred că la un moment dat când lumea se va sătura de CM Punk, heel iarăși va trece tweener și va renunța la Heyman pe sistemul eu te-am ținut în spate, tu nu ai fi campion fără mine, etc. Oricum, mie mi-a plăcut și atacul, mi s-a părut foarte bine realizat. Mai bun decât ce a făcut cu Nexus. Deci mă uitam la Dean Ambrose, cum părea iar ca un psihopat și exact fața, expresia feței, că asta trebuie să facă un wrestler, să aibă expresia feței și chestia asta să ajute, să transmită anumită stare și emoție fanului de la TV sau fanului care se uită la wrestling. Iar cel puțin partea cu Seth Rollins o să fie interesant. El este campionul NXT-ului, clar a avut loc un heel turn, că era face în NXT. Da, dar în NXT el va fi face în continuare încă vreo lună și ceva până... Da, că sunt destule. Ajung la zi. Ne, asta e. Ca să ei merg pe principiu că nimeni nu se uită la NXT, ceea ce e păcat. Oricum, și cu asta am terminat Survivor Series, nu? Da. Bun, luăm și noi o mică pauză și ne întoarcem în partea a doua cu Monday Night Raw, un show foarte bun. Și cu asta, bă, asta. Nu râde! Ne vedem după pauză.